Nu scăpați trenul. Lumea asta largă a înțeles în sfârșit că București este capitala României. București, nu Budapesta, așa cum gafează de ani de zile în mod tragicomic mass media străine, fel de fel de politicieni din alte țări sau simpli cetățeni de pretutindeni. Și lumea a mai aflat ceva, că mai există încă o capitală prin Europa, Chișinău, soră cu București. De vreo 3-4 luni, din timpul turneului preliminar pentru Eurovision, publicul din toate zările ascultă și fredonează refrenul "Pleacă trenul, unde ești, Chișinău, București?" Cine ne-a făcut din nou vizibil pe harta lumii, în afară de Simona Halep? Artiștii basarabeni din formația Zdob și Zdup și frații Advahov. Ei, cu muzica lor etnorock puternică, în care au concentrat suflet și istorie. Zdob și Zdup și frații Advahov au reușit ceea ce nu au putut politicienii noștri timp de 32 de ani. Să ridice imaginea României în lume la pachet cu Republica Moldova. Au avut curaj și voință cât două țări, a noastră și a lor. Și așa au cucerit ei sentimentele și memoria publicului de pretutindeni cu celebrul lor trenulețul. Când armele vorbesc, muzele tac, spunea filozoful roman Marcus Tullius Cicero cu peste 2000 de ani în urmă. Da! De 3 luni buiesc fără oprire bombele cu care statul terorist Rusia, condus de măcelarul Putin, vrea să extermine Ucraina cu tot cu oamenii ei. Că Putin ar avea pofte să se extindă cu războiul și în alte țări, în alte stări, nu mai este o noutate. Doar că s-a necat cu propria iotravă și acum pare că sucombă în mlaștina numită Kremlin. Dar iată că muzele nu au mai tăcut. Cu refrenul Chișinău-București au pășit peste arme. Poate așa se sufocă mai repede de frustrare măcelarul din Rusia. Să vii tu, formație din Republica Moldova, pe aceste timpuri negre și să cânți în fața lumii, merge trenul parcă zboară, dintr-o țară în altă țară. Merge, nu poate pricepe, care țară, unde începe? Țară veche, țară nouă, parcă-i una, parcă-s două. Ba aparte, ba împreună, parcă-s două, parcă-i una. Este un act de curaj și de demnitate. Zdob și Zdup și frații Advahov au cucerit publicul de pretutindeni cu muzica, cu ritmul, dar și cu textul lor manifest. Iar refrenul "Hey ho, let's go, folklore and rock and roll, pleacă trenul, unde ești, Chișinău, București?" a fost cântat în limba română și dansat cu entuziasm de multe milioane de oameni din 10 de țări. De spectatorii din uriașa sală din Torino, unde s-a ținut Eurovision, de telespectatorii de prin toată Europa, care din stradă priveau plasmele video pe care rula concursul, ba chiar și de jurnaliștii de pretutindeni grupați în sala de presă a festivalului. Este plin internetul cu clipuri video care au surprins entuziasmul publicului din Europa la adresa trenulețului celor de la Zdob și Zdup și frații Advahov. Deja creația trupei a ajuns în topul mondial al unei cunoscute platforme specializate în muzică. Scandalul creat la Eurovision de manevrele funcționărimii îmbuibate de la EBU, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, care a manipulat voturile pentru că funcționarii aveau lista lor cu care trebuiau să iasă câștigători unii sau alții, este prea meschin pentru a-l mai detalia. Și nu este vorba despre voturile primite de către Ucraina. Victoria Ucrainei era subînțeleasă pe valul de emoție ridicat în jurul ei din cauza războiului cu care a atacat-o un Putin bătrân și înveninat de paranoia puterii. Când politicul își bagă coada, miroase mereu urât. Cele 6 state
a căror voturi au fost anihilate și înlocuite de funcționărimea slugarnică de la Ebu, cu ce a vrut ea, state printre care România, Republica Moldova, Polonia, nu au decât să-și apere drepturile. Trupa Zdob și Zdub și frații Advahov a fost încoronată de votul publicului din zeci de state. A ieșit pe locul 2, după Ucraina. Acesta este votul adevărului. La votul manipulat de funcționarii de la EBU, cel al jurilor naționale, vot majoritar politic, trupa din Basarabia s-a poziționat pe locul 7. Dar starea de spirit pe care artiștii basarabeni au insuflat-o de-a lungul lumii, spiritul de învingători, a fost estompată aici, în România, de o societate placidă. Marea majoritate a presei românești nu a reflectat decât scandalul sulfuros creat de EBU la Eurovision. Și colateral, presa s-a tânguit pentru locul obținut de reprezentantul României la concurs, Urs, un tânăr cam efeminat care a prezentat o melodie cu ritmuri latino. România s-a clasat pe locul 18. Atât au știut să aleagă specialiștii invitați de TVR pentru selectarea candidatului la Eurovision și atât i-a dus capul pe oficialii televiziunii desemnați să gestioneze acest subiect. Responsabilă de proiectul Eurovision din acest an a fost producătorul general al TVR, Ramon Asăseanu. TVR este membru al EBU. Pasivitatea marii majorități a presei autohtone față de succesul înregistrat de trupa Zdob și Zdub și frații Advahov în avantajul a două țări, România și Moldova, intrigă. Și starea asta de letargie se simte și în societate. Au uitat oamenii să se bucure de momentele frumoase, atâtea câte sunt ele. Au uitat să fie vii, să dorească să fie surprinși de evenimente inedite cu potențial pozitiv. Cu niște ani în urmă, societatea românească era mult mai dinamică și mai receptivă la ce se întâmplă. Era proactivă. Acum pare că în societate domină mase de suflete uscate. Ce-ar fi ca oamenii să facă muzica și nu fel de fel de politicieni care se preling pe la guvernare? Ce-ar fi ca oamenii să îndrăsnească să facă ce le place? Să înceapă, de exemplu, prin a asculta muzică, prin a-și mai ușura și lumina mintea și sufletul și prin a se bucura de reușita trupei din Basarabia, care ne-a dovedit că artiștii ei au fost mai români decât mulți alți români. Și-a mai demonstrat ceva trupa Zdob și Zdub și frații Advahov, că se poate.